Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. Se schimbă vremea în cea mai mare parte a Europei, devine frumoasă, dar să știți că sunt și zone unde vor continua să fie precipitații. În partea vestică și central-nordică, de exemplu, va ploua, iar în unele locuri din est și nord-est o să ningă și se va aduna mai multă apă. Vântul o să bată mai tare în vest, în centru, nord, local și în est, iar temperaturile față de ziua de astăzi vor mai crește în estul continentului, în rest rămân la fel. Haideți să mergem acum în România, să vedem cum va fi la noapte la noi în țară. Vreme norată la noapte, nord, nord-est, parțial și în centru. Rămânem cu ninsori slabe la munte și în Maramureș. În Transilvania vor fi precipitații mixte și ploi în Moldova. În zona înaltă de munte, vântul o să sufle mai tare, cu peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între minus 5 și 2 grade. Mâine temperaturile rămân crescute și vor fi cuprinse între 1 grad și 12 grade. Trecător o să fulguiască în partea de nord a țării și la munte, în timp ce în sud și sud-est vremea va fi primăvăratică, cu cer mai mult senin. Pe crestele montane vântul va fi puternic și va spulbera zăpada, o să scadă și vizibilitatea destul de mult, iar dimineața o să fie ceață. La noi în București mâine vom avea o maximă ce va urca, iată, până la 10 grade. Vreme frumoasă, cum a fost și astăzi de altfel, și o să ne bucurăm în continuare de soare. Luni însă se înnorează și spre seară o să înceapă să plouă, dar maxima rămâne tot ridicată și vor fi tot în jur de 10 grade Celsius. Marți, vântul o să prindă mai multă putere în a doua parte a zilei și spre seară, și tot în a doua parte a zilei cerul va avea norări. Temperatura va urca până spre 8 grade, mai scade puțin față de duminică și luni. Muntele acum vor fi mulți nori în masivele nordice, însă o să ningă doar slab și trecător. Spre seară sunt anunțate ninsori în Carpații Occidental și Nordul Orientalilor. Pe creste vântul o să sufle tare, vorbim de rafale de peste 80-100 de km pe oră, va viscolini soarea și va spulbera zăpada. Temperaturile vor fi mai scăzute mâine față de astăzi. În toate cele patru stațiuni vom avea cer variabil, dar numai la Sinaia, iată, temperatura o să fie pozitivă în jur de 10 grade, în rest vom avea minus 1 grad, minus 2 grade. Să vedem cum o să fie vremea în țară în prima zi din săptămână. Vor fi precipitații în sud-vest, în vest, centru, nord, dar și în nord-estul țării. Le luăm însă pe rând. La munte o să ningă, la altitudini mari se va depune strat nou și consistent de zăpadă. În Transilvania vor fi ploi, lapoviță și ninsoare, adică precipitații mixte, iar în restul României vorbim mai mult de ploi. Spre seară să știți că în sud și sud-est sunt așteptate ploi, dar pe suprafețe mici. Vânt puternic la munte, la altitudini mai mari, dar și în restul zonelor va avea perioade când va sufla mai tare. Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 13 grade. Marți mai scad valorile termice, vremea o să fie noroasă la munte, nord, în centru, dar și în vestul țării. În vest o să plouă, în nord o să ningă local, iar în centru precipitațiile vor fi mixte. În Carpații meridional și de curbură vântul o să fie nervos, temporar și în est-sud-est, iar temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 10 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, să aveți o seară frumoasă și nu uitați să rămâneți pe Prima TV!